Sicriul cu trupul neînsuflețit al primarului Daniel Ștefan Drăgulin va fi depus marți 13 octombrie de la ora 16 la capela cimitirului central. Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu sunt rugați să folosească măști de protecție și să respecte regulile de distanțare. Accesul se va face din strada Sloboziei, ieșirea urmând a fi realizată pe strada Iliade Rădulescu. Accesul publicului în capelă este strict interzis. Se pot depune flori în exteriorul capelei până miercuri 14 octombrie, ora 10. Slujba de înmormântare va avea loc la Biserica Sfânta Anastasia, miercuri 14 octombrie, de la ora 12. Slujba de înhumare va fi un eveniment privat.